pentru astăzi. Și fără credință este cu neputință să fim plăcuți lui. Evrei, capitolul 11, versetul 6. Credința este încrederea în lucrurile pe care noi le nădăjduim. Este dovada lucrurilor pe care noi nu le vedem. Credința este o atitudine. Atitudinea de credință spune că eu îmi voi arunca îngrijorările asupra lui Dumnezeu, fiindcă El îngrijește de mine. Noi nu trebuie să știm și să înțelegem tot ceea ce se întâmplă. Este suficient să-L cunoaștem pe Cel care cu adevărat cunoaște totul. Să ne petrecem timpul căutând să-L cunoaștem pe Dumnezeu, nu să încercăm să înțelegem ceea ce face El. Atitudinea credinței nu prezintă îngrijorare, frică sau neliniște în ce privește ziua de mâine. Deoarece credința înțelege că oriunde va trebui să meargă, Iisus a trecut deja pe acolo. Cu cât suntem mai dependenți de El, cu atât mai mult îi vom ceda Lui lucrurile și situațiile pe care nu le înțelegem, știind că El cunoaște și la vremea potrivită ni le va descoperi și nouă. Credința ne face plăcuți lui Dumnezeu. În prezența credinței, frica dispare, fiindcă credința străpunge frica în ochi. Credința nu lasă loc nici măcar cât un pas pentru teamă, căci cel neprihănit va trăi prin credință, așa cum ne spune Evrei, capitolul 10, versetul 38. Doamne, toată încrederea mea este în Tine. Am credință că indiferent ce aduce ziua de mâine, Tu mă ții atât pe mine cât și ziua de mâine în palma mâinii Tale. Îți mulțumesc. Amin.